Bună ziua! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Dacă e vineri, e retrospectivă, bineînțeles, ca în fiecare săptămână. Dan Vasiliu, bine ai revenit la... Bine te-am regăsit! 4. Bună ziua, bine v-am regăsit! Știu cu ce vrei să începi. Vrei să începi cu portretul candidatului ideal. Mă gândeam mai încolo, dar foarte bine. Că am adus vorba, nu? Ia să zicem, ce ai mai gândit? N-am mai gândit. A, bun, atunci m-am conservat. Am sărit de candidatul ideal. Repetăm cu acest profil al candidatului ideal, da. Și avem nevoie de ajutorul telespectatorilor, urmăritorilor noștri online și offline. Și offline. Să ne spună ce ar trebui să fie, cum ar trebui să fie acest candidat. Ce văd ei din unghiul lor de vedere? Sincer, aș prefera să-mi zică nume. Bă, frate, uite, din punctul meu de vedere, fără să încercăm să facem campanie electorală, X e candidatul meu ideal. De ce? Că întrunește majoritatea condițiilor pe care le vreau eu, că n-are cineva cum să le aibă pe toate. Exact. Uite, dimineață mă gândeam la o chestie, zic că e treaba asta, domnule, avem un contracandidat, există undeva un contracandidat credibil pe plan local. Deci pe aici, plan local. Pe cine avem? Deci în locul lui Leureanu. Leureanu a făcut niște treburi, a făcut niște promisiuni. Este jurat de un număr destul de mare de oameni. Băi, este înjurat, dar cum spun, și aici am văzut în jurături, de exemplu, sunt foarte multe polemici pe mediul online referitoare la curățarea copacilor. Corect, cu curățarea. Băi, asta s-a spus, făcut, domnule, de la rădăcină. Eu am spus așa, haideți să vedem. Sunt absolvenți de facultate de horticultură, da? Specialiști? Da. În copaci. Întrebați-i. Să vină să spună pe caz concret, pentru că sunt sigur că sunt copaci care au fost tăiați și nu trebuiau tăiați din Evident. Punctul de vedere al sănătății copacului, dar poate au fost tăiați din alt motiv, dar vine horticultorul, specialistul, așa și spune, voi, ăsta era bolnav, ăsta nu era bolnav, sunt curățați ca lumea sau nu, pentru da. Că eu personal am avut la mine, la țară, a venit cineva și când a început să-mi taie copacii, nu era horticultor, despre asta dar avea o experiență în domeniu, de s-o ocupa cu treaba asta și mi-a spus, la anul vei avea recoltă ca lumea aici. Alt vecin de 70 de ani, când mi-a curățat via, a spus peste 3 ani va fi recolta adevărată, deci nu anul ăsta, nu la anul. Să nu și via. Un aspect, deci a venit, mie mi s-a părut că a făcut dezastru cel care mi-a curățat copace și chiar oameni mai în vârstă cu experiență, bă, cam da. Fine, când am stat la umbra copacului și am mâncat fructele astă vară, am zis, hopa, că băiatul a știut ce are de făcut. Da, okay. Una la mână. Doi la mână. S-ar putea să fie într-adevăr niște copaci sănătoși, tăiați din alte motive. Pentru că obturau vizibilitatea într-o intersecție, la o trecere de pietoni și așa mai departe. Hai să încercăm să-i luăm, nu știu, deci trebuie punctual. Văzut pe punctual și asta. Că lemnul respectiv trebuie folosit, l-au dat la cei care freacă menta. E ok, bine ar fi să fie dat la cei care da, în nu momentul pot să-și din procure... punctul ăsta de vedere, Roma nu mai este un oraș verde? Bă, ar trebui să comparăm cu alte orașe. Având parcul, uitându-ne de sus, primăvara, vara... Să comparăm cu alte orașe, nu înțeleg. Păi verde față de ce? Dacă mai e sau verde sau nu? Avem spații verzi. Avem parcul care încă ne mai bun, salvează. Avem parcul și avem și între blocuri, deci spațiile verzi și mai sunt copaci. Au mai fost plantați. Eu am plantat, deci asta, acum 2-3 ani, am plantat un nuc și îl urmăresc să se facă ca lumea. Și am mai plantat asta primăvară cu un vecin adus de la țară niște vișini, măr, cireș, zarzăr. Bun. S-au prins 80% dintre ei, udându-i și implicând copiii în operațiunea aceasta de a avea grijă de ei. Discuția s-a mutat de la contracandidat la copaci. Bun, așa chestia asta că este înjurat. Este și înjurat. Dar trebuie văzut. Asta vreau. Domnule, hai să vedem pur și simplu matematic. Băi, de exemplu, am dat exemplu cu asta, ca să nu mai intru în alte exemple, știi?
matematic, băi, se justifică științific. Specialistul în horticultură, ce spune? Băi, copacul ăsta nu trebuia tăiat. De ce l-ai tăiat? Păi l-am tăiat că, uite, este aici în intersecție și obturează Da, bine, dar întrebarea pe care și o adresează și cei care ne urmăresc și care mai comunică cu noi pe Facebook, întrebarea se pune la modul următor. Dar primăria nu apelează la un specialist înainte să se apuce să taie? Poate o fi apelat. Noi nu trebuie să întrebăm specialistul primăriei, care s-ar putea să fie de... Clar, evident. Trebuie să vii cu alt specialist. Da. E, și gândindu-mă la treaba asta cu contracandidatul și asta, și că este și în juraș asta, dom'le, ce contracandidat? M-am gândit astăzi, că tot ai spus să dăm nume, m-am gândit așa, mi-a venit în cap Adi Tănase. Adrian Tănase, notarul, care este... Ca și la ce candidează? Da. Ah, ia uite. Din partea partidului... Nu știu cum se ia. Unii domnul Sorin Cazan. PRU? PRU. Ia uzi. Da. Așa am văzut acum 2-3 săptămâni, el este candidatul nostru, dacă nu s-au sucit între timp. Pentru că n-am mai văzut foarte multe postări. Ori le-am scăpat. Nu știu ce să zic, cei mai vocali pe internet în momentul ăsta sunt... Leoreanu nu, e chiar foarte tăcut legat de campania electorală și foarte... cum să spun, vizibil și vocal pe internet este contracandidatul de la PSD. Care scoate dumă după dumă. Care, sincer, mă întreabă cineva zilele trecute, n-am nimic cu omul, sincer nu-l cunosc. Aici e și problema. Presupun că aici este problema. Mă întreabă cineva, dar cine este contracandidatul de la PSD? Și zic, păi uite, domnul Oprea. Cine? Oprea. Și stau oamenii și de cine e? Trebuie luat așa, pentru că el a venit cu două chestii, una cu luăm de la bogați, dăm la săraci, deci aici și-a... Mă, sună bine la populație, scuză-mă, că oamenii... O anumită parte a populației. Da. Pentru că, care e sărac? Pentru că tu ești bogat sau sărac? Eu? Vei primi ceva de la Oprea, în afară de... Da. Stai să vedem. Marea majoritatea populației trăiește sub limita sărăciei. Chestia sună bine. Bun. Toată lumea trăiește pe Robin Hood. Din populația care trăiește conform statisticilor la limita sărăciei sau sub limita sărăciei, unii și gândesc. Așa este. Știi? Deci ăia își dau seama unde sunt și că vor mai mult. Știi cum e? Totul este relativ. Ascultă-mă. Da. Totul este relativ. Toată lumea lovește pe Robin Hood. Toată lumea... am crescut cu povești cu haiduci. Ce sunt haiducii de fapt care luau de la sărac, de la bogați și de la sărac? Bă, hoți la drumul mare. Da. Aici e chestia că am întrebat care săraci. Că dacă dai la unul care are 3 copii, are loc de muncă și el și nevasta și te duci și l-ajuți pe ăla să-și plătească întreținerea, să-și plătească utilitățile, să-și ducă copiii la școală, ceva, una din astea, nu toate astea. Da. Deci e un aspect, da, și alta e să-i dai la ăla pe care îl și deranjezi când te duci să-i dai, că el este în crâșmă. Bun, aici vorbim, deci, de formulare. Aici vorbim de formulare, dar hai să vedem. A spus el chestia asta, luăm de la bogați și dăm la săraci. Păi așa era. Bă, sună ceva, bine, nu așa era? Da, ceva de genul ăsta am citit pe net. Sună foarte bine. Problema este că noi nu vom vota un candidat pe baza unei, băi, vom face treaba asta. Votăm un candidat pe baza a cât e de realizabil ce spune el. Corect, iar și-am spus, matematic. Că dacă Leoreanu mâine ar spune, în 5 ani, în următorul meu mandat, voi trimite un romașcan. În 4 ani voi trimite un romașcan în spațiu cosmic prin program spațial propriu. Eu l-aș vota. Botanist? Întrebarea este cât e de realizabil? Deci program spațial propriu? Da, e un exemplu, da. Nu ți-ar conveni să ai un romașcan în spațiu? Dar de ce să nu mă duc eu? Păi nu, la modul serios, de ce nu? Avem oameni olimpici la fizică, la matematică, avem oameni super deștepți în român. Da. De da. Ce să nu creăm un program spațial propriu? Dacă Leoreanu propune chestia asta și are și posibilitatea să-l facă, frate, eu vreau. Da, da, da. Deci totul trebuie măsurat și analizat la rece. Deci nu cu simpatie și antipatie. Dom'le, spune ceva, hai să vedem. N-aș fi vrut să vorbesc despre contracandidatul de la PSD, dar am mai postat o chestie că se va implica în susținerea celor care produc legume în Roman, lipoveni,
și în cartierul Bălcescu, care au teren. Adică ce să le facă? Deci, și eu am scris acolo romanul oraș agricol, orașul agricol, da. Roman. Nu știu dacă asta e o problemă, nu știu dacă e treaba lui să intervină în mediul privat aici. Au solarii asta, ei trebuie supravegheați să dea produse de calitate, pentru că orice s-ar spune, mici producători nu prea sunt supravegheați. Noi mâncăm, zicem că mâncăm eco. Nici nu știm ce a pus moșu, baba, omul de la țară, ce otrăvuri a pus și a stropit. Nu știu ce înseamnă eco, sincer, îți spun, eu nu mai știu ce înseamnă eco. Eco înseamnă că ai pus sămânța luată din fruct, ai pus-o în pământ, da, sămânță netratată, și ai pus 5 semințe, iesă numai una, că restul 4 le-au mâncat gărgărițele, da? Iesă și fără să stropești cu nicio substanță inventată de om. Da. Așa? A făcut-o la pe Marte, mă, cartofi. A, să înțeleg că n-ai văzut filmul încă. Nu, n-am văzut. Bine. A făcut-o la pe Marte, cartofi. Ce crezi că nu se facă lipovanul roșii la el în grădină? Nu, nu, nu. Deci, nu e... Nu. Ei fac. Și e ok ca asigur... Dar formularea în sine aici, e că... Dar trebuie văzut... Haide că nu asta e problema. Asigur-le canalizare la Lipoveni să fie finalizată în cartierul Bălcescu. Finalizează canalizare, finalizează aducțiunea la apă, pentru că mai văd discuții. Bun, care ar fi problemele pe român? Cartierul Bălcescu e schimbat față de acum 10 ani. Și încă mai are loc de schimbare. Și încă mai sunt oameni nemulțumiți, încă mai sunt așa. Deci eu am mașină, mă duc bateristul de la Jackpot, pe tobarul de la Jackpot, pe Mihai, îl duc la el acasă și îmi rup mașina până ajung la el la poartă. Da. Sunt zone în care, frate, trebuie să intri cu scavătorul. Știu. Am făcut recensământ în 2011, am fost acolo și am... Ce ar trebui să, dacă, să spunem, ar fi să analizăm, hai că mergem pe ăștia doi, că ăștia sunt principalii, dar vorbim de Oprea și de Oran. Da. Bine, eu acum vreau să spun de notar, de Adrian Tănase. Pentru că e tânăr și vreau să văd. De asta lansez numele lui acum în emisiune și în contextul acesta al portretului portretul robot al candidatului ideal. Dom'le, ce putem să-i reproșăm? Ceva pe scandaluri, ceva beții, curse cu mașini? Probabil prostă alegerea literelor din care îl reprezintă. Ai zis că e de la Pru. Mă, hai acum să vedem, pentru că ăla e un alt aspect. Eu mă refer acum strict la om. Dacă omul nu are susținere politică, face parte într-un partid nu care contează, este pentru... încă, îmi pare rău să spun chestia asta, e de râsul celorlalte partide. Știu. Acum știi că Sorin Cazan este destul de vocal pe piața din Roman. Așa este, da. E cunoscut. Este un om care... a pornit afacerile, să zicem, de la zero, deci în 90 a pus sacul în spinare și s-a dus cu ce a mers atunci, a comerț, da, că a deschis și magazin, a avut și depozit și așa mai departe, nu știu ce mai are în momentul de față. Dar asta nu-l reprezintă Sorin Cazan. Nu, zic ca și susținere. Deci așa, nu, iarăși Tănase nu mai poate fi, zic eu, în momentul de față, știind cât câștigă așa, în general, ochiometric, un notar și asta, nu mai poate să se aplece, și știe și legea fiind, da? Să se mai aplece la șpagă, la cașcaval, la chestii de astea. Da. Deci ar putea să fie și treaba asta. Ar putea, da. Vine dintr-un mediu privat, acum notarii sunt, deci nu sunt angajați ai statului, da? Ar putea să vadă altfel, vine dintr-un mediu cel al notarilor care s-a îmbunătățit în timp la noi. Deci acum ai și de unde alege să te duci la ce notar, deci în fine a venit legislația în contextul ăsta. Știi ce aș propune eu în momentul ăsta? Sunt mai multe aspecte. Hai să vedem. Hai că... Acum era să-l dau jos. Uite, așa plecăm din emisiune. Da. Eu propun o chestie și ar trebui să fie luată puțin în considerare. Bă, mă, e momentul în care se schimbă primarul. Da. Da? Sau președinte. Ai, președintele mai puțin. Primarul, da? Primarul se schimbă. Intră noul primar în birou. Vechiul primar ar trebui prin lege să rămână măcar 6 luni consilier personal. Că se placă, că nu se plac. De ce? Da, pentru că are timp în 6 luni să-i spună proiectele pe care le-a pornit deja. În ce grad
se află și cum ar trebui să le ducă mai departe ca să le continue următorul primar, nu să le oprească și să ia de la zero. Da, dar asta însemna un grad de inteligență, un grad de înțelepciune. De înțelegere mai degrabă. De înțelegere. Adică asta, dacă să spunem că sunt primari care după ce n-au mai câștigat alegerile. Și-au băgat piciorul. Și-au băgat piciorul, și-au băgat unghia în gât. Da. Deci a fost, dar hai să spunem, în cazul în care, uite. Și la un loc de muncă. Domnule, vine altul nou, mulți pleacă cu totul, închid, parolează, șterg din calculatoare. Da, pentru că aici intervine răutatea, dar nu cred că vorbim de oameni atât de cu prostia la ei. Acum vorbim de oameni care putem găsi orice, deci în rândul primarilor găsim toate ce nu s-ar putea face la Roman, chestia asta, e să spunem că nu mai iese Leoreanu primar, să zicem, da? Că nu știm deocamdată ce o să se întâmple, nici la început campania, da. Noi discutăm. Bun. Așa. Romanul, hai să zicem că avem eu un primar care e profesor, care vede altfel lucrurile. Adică n-ar putea să facă chestia asta, bă, 6 luni pro bono, deci fără nicio problemă vin și, uite, te consiliez, pentru că eu am pornit niște proiecte, știu în ce grad au ajuns. Poți să dau niște sugestii, tu ești primar, tu decizi, dar ascultă-mă, pentru că am pornișele, am know-how. Acum, știi cum a fost când s-a finalizat în primul mandat și în primul an al lui Leoreanu s-a finalizat cu parcul? El l-a invitat pe Cărpușor și a recunoscut că a fost o chestie. Evident, dar recunoașterea este una. Deci rar treaba asta. Rar ca un primar în funcție să-l cheme pe fostul primar și să spună, dom'le, ai început, uite, eu am finalizat și asta. Da. Deci aici e o chestie super, super ok. Hai să intrăm și în niște... Intrăm în subiect. Da? Să vedem știrea? Vedem știrea cu scandalul facturilor EON supraîncărcate. Probabil că ați urmărit pe Facebook și pe televiziunile locale și pe cele naționale, că au ajuns pe național, cum s-au... Vă mai zic eu, nu vă zic eu. Hai să vedem toată știrea, vedem cu totul și pe urmă să ne întoarcem să o comentăm. Reprezentanții EON Energie România explică motivele pentru care o bătrână din Neamț ar fi avut de achitat pe factura emisă de companie circa 3.500 de lei, în condițiile în care avea în locuință, în priză, doar un bec, un televizor și un frigider. Cazul femeii a făcut vâlvă pe internet după ce un polițist din comuna Dămuc, unde locuiește și femeia, s-a revoltat în mod public, acționând inclusiv prin realizarea unei pagini de socializare care să ia atitudine față de facturile neconforme trimise către abonați de compania de energie și gaz metan. EON Energie a trimis un comunicat redacției noastre prin care comunică faptul că a finalizat analiza situației din localitatea Dămuc, în care unui consumator i s-a facturat un consum de energie electrică mult mai mare decât cel realizat în mod obișnuit. În urma verificărilor din teren, spun cei de la EON, a documentelor precum și a sistemului informatic a contorului, s-a constatat că aparatul de măsură este defect. În consecință, vom proceda la recalcularea energiei ținând cont de istoricul de consum, procedură prevăzută de legislație în vigoare, se arată în comunicatul companiei. Reprezentanții EON spun că în cazul în care consumatorii au neclarități privind valoarea facturii, plății înregistrate, istoricul de consum sau alte informații generale referitoare la derularea contractului de furnizare, sunt rugați să contacteze EON prin unul dintre canalele de comunicare. Telefonic, la unul din numerele de telefon 0800 800 366 sau 0800 800 900, apel gratuit prin orice rețea de telefonie sau prin e-mail. Polițistul Marius Coșerariu, cel care a inițiat această reacție, ce a căpătat o amploare națională, a postat în cursul zilei de 29 februarie faptul că are alte facturi emise de EON și care nu bat cu realitatea. O femeie, tot din Neamț, are de plătit 6.000 de lei. Polițistul spune că a contactat un avocat și va încerca să introducă o acțiune în instanță împotriva EON. Facturi peste facturi peste facturi. Un bec și un televizor, 3.500 de lei... peste, altă factură tot așa de vreo 7.000 de lei pentru un televizor și două becuri. Ce se întâmplă de fapt? Una din emisiunile 24 de titluri spuneam la un moment dat că am aflat și eu pe surse, de parcă n-ar ști toată lumea, dar eu am avut-o cumva confirmată din mai multe surse. Facturile astea vin estimativ. Da? Nu că vin ele estimativ. Uite să luăm apa servo. O societate care Romașcani zăpăcește de fiecare dată și o să zic și o povestioară amuzantă după. Ăștia fac facturarea estimativă, adică, băi, eu cred că, uite, apartamentul ăsta a consumat așa 5 milioane de tone de apă, metri cub de apă, da, 5 milioane. A, estimativ. Nu, și zine factura. Dar nu este apometru, nu citește apometru? Ba da, apometru ăla știm cu toții, că ăla de la ai tu în casă,
Ăla nu este de măsurătoare. Ăla e, nici n-am înțeles ce mai caut alea în casă. Te-a obligat da, guvernul să le pui nouă ceva valoare. Dar eu dau în fiecare lună. Și pe treaba și asta sunt facturat. Așa, nu ești plus, facturat. Ești estimat. Estimat, pentru că după aia vin și pierderile. Corect. Și pentru că ai pomenit că n-aș fi vrut acum să mai vorbesc cu mașină, nervez cu apa ser. Deci m-am uitat pe tabelul de jos de la intrare în bloc. Da? Înainte de orice să fac o treabă. Că să nu dau pe... Da, când vorbesc de apa ser, să nu iau. Așa, dar vrei să nu se audă când vorbesc de apa ser? Ai voce puternică, da. Pierderi 10 metri cubi de apartament. Dar ce faceți, frate, în apartamentele alea? Băi, tu gândește-te că acum trebuie să mă întâlnesc cu vecinii, să vedem dacă reușesc să-i conving pe toți. Trebuie să facem o investiție, să punem niște apometre la intrare pe fiecare coloană. Sfatul meu este să faceți o coloană adâncă de vreo 50 de metri, să dați de apă și să vă debranșați de la rețeaua. Da. Cred că și așa mi-ar pune. Deci, dar fii atent aici, un calcul. 15 înmulțit cu 4 scări, da, înseamnă 60. Da? Ori 10 metri cubi înseamnă 600 de metri cubi pierduți. De apă pierduți. 600 de metri cubi, eu cred că e piscina de la strand. Vezi mai puțină apă. Sau spălați-vă mai rar. Bă, tu îți dai seama că ce cantitate de apă. Eu zic să vorbesc cu vecinii tăi, deci, și vezi care din era balenă. Ori încarcă apa servul. Deci este o problemă foarte gravă. Vorbim de pierdere, oameni buni. Deci tu plătești acolo pierdere. Dar cum să pierzi o piscină? Îți spun imediat. Uite, de 4 zile a sunat Ciprian, da, operatorul de la noi, la apa serv, să anunțe că aici, în spatele casei de cultură, țâșnește apa dintr-un canal. Ieri a venit o echipă de durei care au golit o gură de canal de apă plină până la capac cu un păhărel de Danone. Am râs! Colegii au văzut! M-au chemat afară, ne-am zis, vino să râdem împreună! N-am apucat să filmăm, dacă mergeam de față să bem cafea. Un păhărel de Danone de iaurt, uite atâta, era un nene în genunchi și băga mâna în canal și arunca alături de canal, ca la proști. Trebuia filmat. Înțelegi? Da. Și erau trei ingineri cu mapa și ăla cu căpăcelul care scotea apă din canal. Da. Apa este în continuare acolo, canalul pierde în continuare. Da. Hai să vorbim despre Ion. Vrei să mai spui o poveste la apa ser? Vrei să spui o povestioară, o glumită? Asta a fost. Povestioara, ce da? Să mai zic? Da, plus că dacă am înțeles bine, o să-i oblige cumva să plătească, să semneze un acord, să semneze că sunt de acord să le fie ascultate telefoanele, da? Asta e altă poveste. Cine ce-i la pasier? Da. E așa, mai... Telefoane de firmă? De servici. De servici. Da, mergând pe ideea că această convorbire va fi înregistrată în caz că, știi? Ah, da, bun, bine. Ca să vadă ce înjurături au. Ai cu factura la E.ON? La E.ON, curent electric. Plecați în faza cu estimarea. Da, da. Acum nu poți să spui că ai pierderi pe rețea la E.ON. Da, la E.ON aici e o chestie de observat. Aici cazul cu bătrâna deja depășește un bun simț. Clar. Pentru că știu pe cineva care a avut o factură de aproape 3500 de lei. Da. Dar de ce? Pentru că avusese centrală electrică, da, centrala termică electrică, și în anul următor trecuse, între timp se trăsese gaz și a pus centrală pe gaz, fiind mai eficientă, mai bună. Și el rămăsese cu ceea ce prognozase prin contract cu cei de la E.ON. Da. Și atunci când a venit factura, a venit 3500 de lei. S-a dus, a plătit și după aceea s-a dus imediat și a discutat cu ei. Oameni buni, gata, s-a schimbat, se schimbă termenii contractului. Bun, și, și după aia o variantă ar fi fost ca să vină cu o citire la zi și să facă o cerere pentru înapoierea banilor. Dar el a ales varianta să banii, băi, v-am dat banii acolo, nu mai plătesc. N-am mai plătit un an de zile, au fost facturi pe un an. Ce facem în situația în care oamenii au mai puține cunoștințe? Vorbim de o bătrână, da, cu 3500 de lei, băi, care bătrâna și-a plătit probabil la zi, că ea a venit de la, da, stat. Da, în mod sigur, cum să spun. Deci ea, dacă avea 100 de lei, am înțeles la, ce spui, la două luni, ca să ajung la 3500... Corect, dar vorbim ani de oameni care, una la mână, nu-și cunosc drepturile, doi, nu merg să întrebe, pentru că domnii de la oraș, dacă au trimis aia, ei știu mai bine. Da, dar a fost aici cazul, asta mă mai intrigă, această bătrână n-avea copii, nepoți?
Uite, nu știu toată povestea. Știi, nici aici eu, un, a luat la ocazie un polițist. Da, s-a întâmplat. Și atunci a văzut-o pe bătrână plângând, aia i-a explicat despre ce este vorba, el a fotografiat asta și s-a implicat. Acum, haideți să vedem așa. Sunt bătrâni în situația asta. Unii mai au puterea să ducă și să întrebe și să noi se vorbim de sistemul. Bătrâni, dar de ce nu vorbim că e clar că sunt erori pe rețeaua, dar E.ON, în rețeaua nu, lor nu, de info? Nu, eroarea la om, nu, la ei acolo. Un calculator scoate porcările astea la printer. Păi omul care trebuie să supravegheze și să vadă, băi, trebuie să se sesizeze. Întrebarea se pune, s-a făcut voit? Adică ăștia au mers pe ideea ta și că femeia o să plătească oricum și ne-am mai scos de deci, niște bani? Deci, iadul sau... la bască. Deci, ei merg cu estimările astea. Deci, au schimbat contoare și au pus niște contoare, ce spuneau în sat. Digitale, noi. Digitale, că-s citite prin satelit. Și m-am dus și am întrebat, zic, că-s citite prin satelit. Zic, foarte bine. Și m-am dus la Ion... Și nu știu ce trebuia să fac, să renunț contractul sau ceva. Și care-i indexul? Zic, e contoar care îl citiți prin satelit. Așa a spus oamenilor. A, dar nu, că nu știu ce. Satelitul nu trece deasupra României. Mâncați răhățel, da. Dragii mei, la Greuceanu. Se deci, întâmplă că... Poate mai durează, au pus contoare și urmează de acum să cumpere calculatoare, să lanseze satelitul peste câțiva ani. Putem să vorbim de o, cum se cheamă, o piață concurențială, neloială în momentul ăsta? Că mai sunt niște firme la care ai putea să-ți faci contract și să renunți la E.ON. Da, sunt, se pot face, activează deja, de bea din 2017... Va fi lupta mai aprigă pe piața asta. Deja sunt companii, agenți care umblă și păi și de unde iau curentul? Nu le-au tot de la E.ON? Nu, dar unul e E.ON-ul, unul e distribuitorul. Deci, da, bine, da. Deci aici e chestia și e mult de vorbit, nu mai intru în detalii, deja o să vină și o să bată pe la uși agenți care o să spună, domnule, hai să treci la alt furnizor de curent electric. Țineți minte trei cuvinte în caz că vi se pare că e ceva în neregulă cu facturile la curentul electric sau la gaz, că na, ce mi-e una, ce mi-e alta, există pe internet posibilitatea de a lua legătura cu cei de la societatea furnizoare de servicii de genul ăsta și să vă lămurească și chiar vă rog, sfatul meu este, vi se pare că e ceva în neregulă cu factura voastră, vedeți că apar o grămadă de erori. Apar o grămadă de erori și dacă nu le sesizați, deja problema se transformă în altceva. El a spus trei cuvinte și a spus 850. Da, 800, sunt... Atenție aici. Deci, polițistul acesta, Marius Coșerariu, da, cel care a inițiat această reacție, mai are alte dovezi cu facturi încărcate, da, și spune că a contactat un avocat și va încerca să introducă acțiune în instanță împotriva E.ON. Doamne, haideți, ajută! Susțineți-l! Doamne, ajută! Deci, toți care ați fost, care aveți probleme cu această companie, acționați în instanță și... ardeți-i. De ce? Pentru că așa se învață, așa s-au învățat și cei din afară. Deci, ori au angajați care nu-și fac treaba, ori chiar îi doare la bască, ori fac intenționat, trebuie să plătească. Cât de sigur suntem în municipiul Roman, trecem la următoarea știre, nu o să mai vizualizăm știrea, că a fost văzută și răsvăzută de 800 de ori cu hoția asta din fața bisericii Bogdan Dragoș. Da, inima neprihănită a Mariei pe Bogdan Dragoș aproape de abator. S-a pentru că eu nu identificam zona și lângă mine. Da, păi asta și m-am uitat, de unde? Lângă școala 7, acolo... Cât de sigur suntem în municipiul Roman, într-o perioadă al meu. Telefonul tău, da? Cât de sigur suntem în municipiul Roman în momentul ăsta? Se discuta tot pe Facebook, bineînțeles că de acolo mi-au și eu majoritatea reacțiilor populației, se vorbește de lipsa aproape în totalitate a patrulelor de poliție. Și când spun patrulă, nu mă gândesc la ăia care merg în mașină. Aproape toți cei care au comentat pe Facebook au spus, cine mă, ăștia care stau în mașină la căldură, nu coboară niciodată de mașină? Hai să fie o chestie clară. Am discutat cu cei de la poliție. Deci a fost în anii 90 patrula pe jos. Bine. Acum s-a mutat pe mașină și este mult mai bine, ajung în mai multe locuri, mult mai repede și... Dar nu ajung peste tot pentru că nu-s Dumnezeu. Nu. A stat, de exemplu, în zona respectivă în ianuarie și cred că și în februarie, de vreo 2-3 ori, între mașini stătea și mașina la jandarmi. O jumătate de oră, am bănuit eu că
după, așa cum i-am văzut eu, cam în orele de circulație maximă. Da. Acolo când s-au mai întâmplat, pentru că pe ruta respectivă, deci Abator, școala 7, s-au spart foarte multe mașini. Da. Chiar și, cred că și anul ăsta sau anul toamnă, au fost sparte vreo 5-6 mașini într-o singură noapte. Dar la modul că au fost sparte, nu pentru a se fura, deci pur și simplu a trecut un dezaxat, că altfel nu pot să-i spun, care a spart câte un parbriz la fiecare mașină. Deci sunt, problema este că e alta. Care e? Mai importantă, că cine a furat? Unul sub 14 ani. Ajungem și acolo. Ce să-i facă, ce să-i facă, ce să-i facă? N-ai ce să-i faci. Ba da. Ajungem la aceeași poveste cu decăderea părinților din băi, atunci să vezi cum se... Băi, a trimit la muncă. Băi, deci l-ai decăzut din dreptul și nu mai trimite la muncă. Este luat după aceea și supravegheat altfel. Da. Și părinții ăia nu mai iau alocație. Ok, și ai scăpat de unul. Și așa faci cu tot. Ai și scăpat de unul. Pui la treabă poliția ca să identifice familia. În cazul ăsta, dă-mi voie să te contrazic, în cazul ăsta a fost chestie de noroc că l-au prins. Sau au prins-o pe cuștoaică. Cine e asta? El, ea, nici mai știu ce că e un 13 tip, ani. Așa, autorul este din România, are 13 ani, în fire. Deci, da? Nu este la prima infracțiune de acest fel. Deci, probabil. Gândește-te că la infracțiunea asta el deja era luat de acasă. Da. Și atunci începeau discuții acolo, acasă, pentru că ei trăiesc și din alocație și din ce fur. Deci... Măi, dar poliția are principalul obiectiv al poliției este să prevină. Băi, cât se poate. Păi, dar dacă ești la fața locului, nu te fură nimeni. Nu poți să pui pe strada aia, care să știe toată lumea, da? Școala, strada care face legătura între Bogdan Dragoș și Smirodava, o stradă de 250-300 de metri, dacă are 300 de metri, puțin circulată, da. Deci... Pentru că ei au căutat, ai văzut că l-a mers în spatele ei câțiva metri, au văzut că nu-i nimeni stânga-dreapta, da. Preotul sau cineva de la casa parohială era în curte, nici măcar n-a știut. Dar n-a putut să vadă peste zid, da, că era peste zid, gard. Nu-i zid. Dar nu-i zid, mă, e un gard din lemn ăla. Așa apare pe net, dar e gard de lemn. Deci n-a știut, deci se întâmplă lângă tine și nu știi ce se întâmplă. Deci cum poți să pui o mașină de poliție să fie acolo? Nu spun o mașină de poliție, simpla prezență în zonă a poliției pe jos. Mă, poate unde? Preveni pe jos, deci pe jos polițistul ar avea de patrulat, nu că le iau apărarea. Am înțeles. Deci eu zic așa, cu mașina, cum să spun, dacă ar fi fost o cameră de supraveghere, nu a bisericii, ci a poliției locale, care are 44 de camere în român. Și bănuiesc că este cameră. Da. Bănuiesc. Mă, o cameră nu poate fugi după tine. Mă, omule, ascultă-mă că ai luat o razna. Poliția are o cameră, da, în spatele școlii 7, pe terenul de sport la școala 7. Da. Cel puțin așa știam eu, că o mai fi funcțională, că n-a fost așa. În altă parte. Deci bănuiesc că după camera aia l-au identificat pe hoț, pe tâlhar. Ok. Pentru că el a fugit spre școala 7. Da? Ok, da. Ei, dacă ar mai fi încă vreo 44 de camere, în momentul în care se uită pe cameră, imediat se dă alarma. Strada cu tare, acolo. Și echipajul care este la Abator, care este pe Gloriei sau undeva în zona respectivă, ajunge foarte repede. Pe jos ajunge ca să vadă ce. Tu dacă vezi un polițist lângă tine, te apuci de furat? Preventiv, polițistul merge pe acolo. Hoțul îl vede. În mintea lui de hoț, ce spune? Băi, dacă e un polițist aici, eu zic să fur de la o babă o poșetă. Nu mai fură. Ceea ce se numește prevenție. Tu furi. Dacă vezi polițistul pe jos, nu mai furi, dacă vezi polițistul pe jos și furi dacă îl vezi dacă în mașină? Dacă îl văd în zonă. În mașină. Dacă e în mașină și eu intru pe alee care e atât, la revedere cu mașina lor cu tot. Bă, ei unul oprește mașina și intră și pe acolo dacă e cazul. Poliția are rol principal, deci de are prevenție. Rol, trebuie să facă mai mult, este adevărat, dar nu mai pune polițistul pe jos. Nu pun, spun patrule, deci mai multe, vizibile. Mai multe camere și nu trebuie să fie vizibil. Nu trebuie să fie vizibil. Pentru că ăștia dacă e prima oară când ajungem să avem o discuție de genul ăsta. Vă rog, intrați pe Facebook, spuneți-ne punctul de vedere. E nevoie de patrule vizibile pentru prevenție sau e nevoie de mașini care să rezolve cazul după ce s-a întâmplat? Nu neapărat după ce s-a întâmplat. Nu era o hoție, era o crimă. Da. Care ar fi putut fi împiedicată de prezența unei patrule.
Da, discutăm la fel? Mă, aici e biserica, s-a întâmplat pe strada asta, poliția pe jos, da? Că vrei tu pe jos. Nu vreau să fie. Deci visibilă. Vrei să fie pe strada asta? Deci crezi că dacă ăsta tâlharul a venit din pe Smirodava și a văzut patrula aici, patrulând, ar fi dat colțul și intra aici, în mijlocul străzii, deci, să fură pe cineva. El a intrat și a văzut, băi, ăsta de la patrulă a trecut în partea asta, pe strada asta eu nu mai am nimic. Chiar dacă poliția este aici, da, și el este aici, da, poliția fiind pe jos, cum vrei tu, da? El când a furat de aici, a luat și a plecat pe aici și aici are 7 străzi spre Ștran, spre Marul Moldovei, unde el mai prinde cucu. Înțelegi? Deci, camerele de supraveghere în au un rol important. Cât timp faci 100 de metri în fugă, tu? Băi, fac mult. Nu, serios, acum abistim. Nu, n-am mai... 10 secunde, 12? Băi, dacă făceam 10 secunde... 15? 20? Cred că un 20. 20 de secunde. La fel și eu, 20 de secunde. Știi de ce? Noi nu facem sport. De ce? Nu ne obligă meseria. Dar pe ei îi obligă. Nu să aibă burdihanul atâta, băi, stând în mașină, rezemat, uite așa. Băi, nu sunt... Bun. Nu sunt tot grași. Nu sunt și, tot și chiar, grași, chiar avem nu prea avem polițiști grași. Și ei au probă fizică, fac exerciții fizice, au o zi pe săptămână. Ca urmare pot fugi după ăla. Pot fugi. Îți spun eu, după ăsta de 13 ani, în momentul în care a ajuns aici, dacă nu l-a călcat nicio mașină pe Bogdan Dragoș când a traversat în fugă, are șanse foarte mari să scape fără să mai fie prins. Pot să vină aici și un campion olimpic la 100 de metri. Nu-l mai prinde. Pentru că campionul olimpic nu mai știe pe unde să fugă. E dispută între noi aici, da. Vă rog, dacă deci, vreți să... Eu pledez în continuare pentru mai multe camere de supraveghere. Când o cameră de supraveghere și după aceea prevină, pentru încă de prevenit... Păi de prevenire vorbim. Fii atent, încă o chestie. Un rol de prevenire. Deci, nu s-a pus în acțiune faptul cu decăderea din dreptul părintești și așa mai departe. Doi, în momentul în care apare pe cameră, sunt programe de recunoaștere facială, da, și ar putea să spună, să apară cu roșu, tu, 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 okay, și prevenire, pentru că imediat, atenție, tânărul de 13 ani, care a făcut 2-3 tâlhărici, care da, noi nu l-am avut cum să-l încătușăm, împușcăm, să-l rezolvăm, este pe strada cutare și ia și răspunsul va fi, numai o secundă, imediat venim de la parc cu mașina. Nu, că nu sunt la... Băi, sunt împărțiți pe zone. Deci sunt împărțiți pe zone. Deci polițiștii sunt pe zone. Deci acoperă... Vine altă întrebare. Sunt destui? Nu. Ei, la asta ajungem. Și nu cu asta am încheiat. Sunt destui? Nu sunt destui. Trebuie mai mulți. Pe vremea când eram eu tânăr, încă umblau cu Kalashnikov în spate. Nu vreau vremurile alea de tâmpite. Că nu e la Kalashnikov. Corect. Nu pledez pentru un stat polițienesc. Sub nicio formă. Da. Dar unde stăteau? Unde stăteau pe vremea aia? Mergeau pe jos pe Bogdan Dragoș, mă întâlneam de 100 de ori. La hotel, la Tosca, îi vedeai. Făceau Bogdan Dragoșul de sus până jos. Făceau pe așa, dar intrau în zone, deci în anumite pledez, zone trebuia să, era o vorbă, să ai o pereche de chiloți ascunsă în gură ca să nu ieși în pielea goală. Deci eu nu pledez pentru un stat polițienesc, pledez pentru un număr mai mare de polițiști care să prevină. Preventiv trebuie să existe. S-a discutat cu angajarea a 10.000 de... Doamne, știu, 100.000 trebuie. N-avem de unde să plătim așa de mult. Vrem chestia asta cu unde se mai poate fuma în România, știre de 2 bani? Unde se poate fuma? În Plămâni se poate fuma, nu știu. Eu personal sunt fumător, tu nu ești fumător, dar ești fost fumător. Nu, eu sunt fumător, n-am mai fumat de vreo 8 ani de zile și... Deci, știți că se apropie termenul la limită în care nu se mai poate fuma nicăieri. În continuare voi spune, lăsați Dumnezeului să mă fumez în bar. Fumează afară, lasă. Dacă fumezi afară, nu dau un exemplu prost, că de aici s-a plecat. O să facem un loc de poate bine după colț. Deja au scăzut, am înțeles numărul clienților în baruri. Felicitări. Da, mă, avem un talent în a ne distruge propriile afaceri, mă. Uite puțin ministru și spune că firma aia e vinovată. După a doua zi iese și spune că, bă, nu există nicio dovadă, dar preventiv. Hai. Deci liniște. Acolo preventiv. Deci, e o chestie. Ce chestie? Fii atent, o chestie de care trebuie să ținem cont. Aici, atunci când vorbim cazul cu E. coli, da? Da. Firma Brădet.
trebuie date întotdeauna numele. Am găsit la firma de... Am și facem cercetări în asta. Țineți minte că am spus ieri în 24 de titluri că presa locală este o târșăloasă, cel puțin presa în general, și nu spune că în magazinul X din Roman... Nu spun nici organele abilitate. Păi ar trebui... Nici poliția, nici asta. Se feresc pentru că vor fi dați în judecată și nu știu ce. Nu, domnule, am... uitați, avem raportul, s-a găsit aici. Facem cercetări în continuare să vedem mai departe. Da, care și noi luăm și spunem treaba asta. Acum, cu patronii care plâng, trebuie să fim foarte atenți la anumite aspecte. Deci, nu trebuie să punem botul sau să credem. Au murit niște persoane, e o chestie. Tragic. Și să vedem dacă firma a fost urmărită, pentru că chiar azi dimineața am găsit încă un material pe net, cineva care a săpat să vadă cine e patronul ăsta. Da. Deci acolo că e o afacere a bunici, în amintirea bunicilor și nu știu ce, el are afaceri din 90, deci un om care s-a implicat din 90 în afaceri, care a avut multe contracte cu statul, a avut o firmă la care a fost, și că nu mai era acționar, dar era director, apărea așa cu semnătură, care patrula pe autostrada București-Pitești, dacă nu mă înșel, în fine, pe autostrada din care s-au furat tot ce s-a putut fura. Și asta e omorât pe copii. Nu. Păi despre ce vorbim? Ca seriozitate. Domnule, lasă-mă cu seriozitatea, deci, vorbim de dovezi clare. E firma respectivă vinovată de moartea bebelușilor sau nu? Băi, dar n-a spus că e vinovată de moartea bebelușilor. A spus că au găsit E. coli. În 25 de kilograme. Deci într-un butoi de la au găsit E. coli. 3 zile la rând. Deci, e adevărat. Șeful de la Sanepid a spus că nu există dovezi. Da, și l-a distrus. Deci spune... Nu e, tu ai mai cumpărat de acolo pentru copiii tăi? De la Brădet? Nu. S-a dus dracu încrederea. Nu neapărat. Nu neapărat. Domnul meu, dacă mergem în firmele de prelucrare a cărnii, vrei să mergem? Nu, mi-a spus punctul de vedere. Nu vreau. Vrei să mergem? Nu vreau. Prefer să nu știu ce mănânc. Păi atunci... Mai bine să nu știu ce mănânc decât să știu ce mănânc. Această firmă are produse acum, în momentul de față, mult mai bine verificate. Evident. Deci putem consuma cu încredere. În dar, momentul ăsta, da. Dar, de fapt, nu i-a închis nimeni firma. Nimeni nu i-a închis firma. Într-adevăr, omul va avea de dus o campanie de convingere și spunem și noi acum, da, este verificată de acum, ei respectau niște norme clare. Vor fi verificați încă o dată în plus să fie asta, dar eu mă refer așa la faptul ăsta că mie mi-a plăcut foarte mult intervenția administratorului, patronului, care a vorbit destul de clar și coerent și asta a spus, domnule, eu afacere, idee, familie. Mie omul mi s-a părut... Ți s-a părut, sincer. Deci, mi s-a, cum spun, modul de abordare a fost corect. Deci nu s-a răspuns, n-a tăcut, n-a băgat capul în pământ. Domnule, a fost, nimeni nu poate să ia durerea... S-a grăbit ministrul agriculturii să anunțe... Dar, sau a făcut formularea greșită? A făcut formularea greșită, spunând, asociind cu moartea bebelușilor. Deci produsul de aici cu moartea bebelușilor. Mars, pentru că produsul care l-au descoperit ei, că aici mai e o chestie. Deci copilașul a consumat pe 1 februarie, da. Produsul ăla, dacă l-ai mai găsit cumva în frigider, el deja este alterat pe 13-15 februarie. Da. Deci dacă n-a avut E. coli ăla, pe 15 februarie are șanse mari să aibă. Să înțelegem mai întâi ce e ăla E. coli. E. coli se găsește în fecale. Da, să ajungă prin stricare. Nu cred că cineva își face nevoile în frigider. Mă, omule, e vorba și de a se strica produsul. Da. Asta, nu mai... Deci ei vorbesc de... Nu, suntem în gradul în care putem stabili, nu noi, dar oameni de specialitate, tulpina, dacă e aceeași E. coli sau nu. Dacă e aceeași infecție, dacă e aceeași bacterie, ca la amprente. Da. Dar uite... Chestia e că în produsul în care E. coli s-a descoperit la firma asta, la 5 zile după ce au fost și înmormântați copiii, la 7 zile, 10 zile după ce au fost înmormântați. Deci nu... Bă, concluzia este că habar n-au ce i-au omorât, mă, pe copiii ăia. E foarte greu de depistat. Este foarte greu de depistat. Știi cum? Că, și intervine atunci știi, întrebarea. Poți să fie, de exemplu, copilul s-a jucat în curte, da? Da. Acolo și a venit o vecină care tocmai a fost la toaletă și nu s-a spălat pe mâini, pentru că avem oameni care nu se spală, Doamne, pe mâini. Da. Asta. O, frumușelule! Și ea era
da. Unsă cu tâmpie în ape. Dar nu la 50 de copii sau nu, cât nu, sunt acum. Un caz. Ar fi ciudată femeia să meargă peste tot, da? Nu. Sunt mulți care nu se spală pe mâini după ce folosesc toaleta. Întrebarea mea este alta. În urmă cu vreo 2 săptămâni... Tu știi că sunt mai mulți microbi pe tastatura de la... Fără discuții. Poate copilul s-a dus pe tastatură. Dom'le, dar poți să-l iei de oriunde, da, am înțeles. Dar încerc să spun altceva eu. În urmă cu vreo săptămână sau 2 săptămâni, ceva de genul ăsta, Lidl anunța retragerea de pe piață, de fapt, nu retragerea de pe piață, ci spunea, corect, îi ruga pe consumatori să aducă înapoi în magazin un anumit produs, nu știu ce, praf de nucă de cocos, da? În aceeași zi, Mars a retras găsit plastic. Bun, era atât de greu ca ministrul agriculturii, care este un om și politician, dacă înțeleg bine, nu e doar ministru ca tehnocrat, da, să găsească o formulare atât de proastă încât să spună produsele alea v-au omorât copilul, când putea să iasă cu o formulare ceva de genul, nu există suspiciuni, ci dacă aveți, evitați să consumați produse lactate în perioada asta. Fără să arate cu degetul spre o firmă care s-ar putea dovedi că nu este implicată deloc în povestea asta. Nu. Asocierea cu cazul bebelușului nu trebuia făcută sau totul a mers pe contextul ăsta, asocierea și căutarea asta. Pentru că e clar, la un moment dat, din cauza diverselor probleme care pot să apară neprevăzut pe fluxul de producție, începând de la ferma de vaci, transport, depozitare, prelucrare și produs finit, pot să apară bacteria aceasta E. coli. Acum nu poți să, cum spun, spui fără să faci legătura, dacă poți, în cazul ăsta, fără să faci legătura directă, domnule, ce s-a descoperit astăzi. Dar e delicat. E foarte, foarte delicat, dar de înțeles, pentru că pot să apară și eu sunt sigur că dacă luăm toate firmele de lactate de prelucrarea laptelui din țară de la noi, da, așa, mare, mică, cu tehnologie de ultimă oră, cu tehnologie puțin, poate mai veche, nu o să găsim bacteria în 100 de analize făcute la fiecare fabricuță în parte, dar există probabilitatea ca 1 la 1000 să apară la un moment dat peste tot. Și Danone a fost la un moment dat într-un scandal de genul acesta. Și au fost discuții și astea. Deci, acum, Danone fiind un gingat, a reușit să supraviețuiască, să treacă. Pentru bază de avocați. Nu pe bază de avocați, că pe piață nu stă avocatul lângă tine. Nu, dar s-a dovedit, au luptat în instanță, au redus din implicare, au redus din impact, strategii de marketing. Da, nu pune tu brădetul, care așa ești angajat. Adică vrei să spui că a fost ceva fals prezentat la Danone? Sunt convins că acolo s-a dus o luptă și de imagine și legală. Și că cineva a luptat pentru Danone, care își permite să angajeze 800 de oameni să facă un brainstorming, bă, cum ieșim din rahatul ăsta? Da. Ăștia de la Brădet nu pot face așa ceva. Au o piață mai mică, dar pot să dovedească și, cum să spun, au o susținere pe net. Am înțeles că cei de la Antena 3 mâncau în emisiune. Da, am văzut la Brădet. Dom'le, deci nu mâncăm, dar sincer să fiu, deci aș cumpăra produsul fără nicio grijă. Deci în momentul ăsta, da, pentru că e clar că ei sunt verificați până la sânge. Sunt verificați până la sânge. Dar nu știu dacă mai există și produse, că ei au oprit, au sistat. Mă, ei oricum erau pe piața locală, zonală și exportau. Da. Deci ei din export. Și majoritatea... Întrebarea este, din străinătate s-a întâmplat chestia asta cu bebeluși? Nu. Nu s-a întâmplat, deci, dar n-a fost de la ei. Deci eu bag mâna în foc că n-a fost de la sunt ei. Sunt două întrebări care merg mai departe. A găsit Ministerul Agriculturii și cei de la Sănătate, DSBO sau cum se cheamă, DSPU, Direcția de Sănătate Publică, și DSBO, Direcția de Sănătate. Bă, frate, nu avem pe cine să, nu știm ce se întâmplă, habar nu avem pe ce lume trăim, dar măcar am găsit un țapi spășitor? Ăștia sunt. E brambureală, e habar n-au. Da, e o brambureală. Posibil să fi încercat așa. Și dar v-am spus, vă mai uitați pe net să vedeți toate astea și
Am să te rog să-mi răspunzi la o întrebare care este foarte importantă. Yeah. Îmi cer scuze că te întrerup. Vine tot de pe internet întrebarea și este de bun simț. Este posibil ca în spatele acestei povești să fie elita iudeo-masonică care testează vaccinuri pe cobai români? Hai să trecem la următorul. Zilele municipiului roman vor costa 130.000 de lei. Eu l-am dat deoparte. Da, cred că l-ai dat tu deoparte. Da. Și pe urmă, da, foarte scurt, pe asta că mai avem una care mi se pare importantă, așa, anume plecările voluntare de la ArcelorMittal și pe urmă ieșim din emisiune că sigur depășim. Mai avem vreo 10 minute. Puțin. Da, zilele municipiului roman sunt în perioada 14-22 mai, vor costa 130.000 de lei noi, adică 1.300.000.000 de milioane de lei vechi. E mai mult decât anul trecut. Cred că e mai mult decât anul trecut. E an electoral. Așa? Dar vor fi niște lucruri interesante. Mă, și vreau o chestie, să vedem dacă putem face, da, dacă putem să ne intercalăm aici, dacă nu, o să vedem cum facem de 1 iunie ceva nemai văzut în România. Nu știu dacă ai apucat să vorbești cu Dan Stănescu. Ba da. Deci, flotări sincron. Da. Să fim cât noi mai doi? Mulți, nu, și noi doi. Eu pot să fac dacă mă chinui una. Va trebui să te chinui să faci două. Că și eu la fel, tot mă chinui. Vrei să facem flotări sincron, să batem un record, deci, mondial? Să vină copii. Dacă eu nu sunt pentru. Nu știu dacă ne putem, dacă mai avem timp. Am avut alte probleme, n-am putut să mă ocup, dar îți spun și ție acum și poate reușim împreună și cu Dan Stănescu, campionul mondial, recordul mondial la flotări în diverse viteză, poziții, stiluri și așa mai departe, ca să implicăm în principal copii, nu, da, neapărat numai copii, deci de la 7 la 18 ani și alte persoane. Să ne adunăm 1000, 2000, 3000. Deci eu voi fi, 100. O să vă dați seama exact unde suntem noi doi în mijlocul mulțimii de oameni care vor face flotări, noi vom fi singuri întinși pe spate făcând așa, e mult mai ușor. Nu, le facem corect ca să așa, am spus, te forțez să faci și a doua flotare, că și eu la fel tot pentru a doua flotare lucrez. Da, uite, eu e foarte bună, mie îmi place. Așa, și să vedem, dacă nu reușim să ne organizăm pentru zilele municipiului, că am putea să ne găsim, până la urmă e vorba de 20 de minute de a bloca centru. Da, bine. Dacă va fi blocat centru, oricum o să fie așa, găsim un loc unde să nu blocăm. Adică pentru bere și mici, eu zic că se pot face spații și pentru 500 de oameni care fac flotări nu o să fie... Doamne ajută să fie 500, să fie și mai mulți, aș vrea. Nu văd aici, în schimb, uite pe programul ăsta, scuze-mă că te întrerup iarăși, nu văd festivalul de teatru. Da, este? Anul trecut a fost și Camelia Duca spunea că vrea să facă și anul ăsta. Ori se pare că primăria chiar nu vrea deloc să se intereseze de trupa asta de teatru. Dar mai sunt și alte trupe. Ar putea să fie toate trupele implicate în treaba asta. O fi, nu știu, dar l-am văzut pe primar la orice acțiune culturală, el e acolo. Că durează 5 minute și că sunt 5 oameni sau că durează o oră și că sunt 5 oameni. Da, uite, prezentare de piese, uite, prezentare de piese de teatru, dar aici cu liceele. Da. Nu, cu prezentare de piese de teatru. Da, domnule, am înțeles. Deci, dar nu pot să fie, cuprinzând și un spectacol de teatru, la Școala de Artă Sergiu Celibidache. Pentru și festivalul de teatru trebuie să dureze 3 zile, din ce știu eu, și nu v-a trecut. Poate nu s-a vorbit, nu s-a luat legătura, dar sincer mă îndoiesc. Da, hai să vedem, să te interesezi pentru treaba asta cu teatru, dar hai să vedem și chestia asta, poate reușim să mobilizăm romașcanii și dacă, nu neapărat de ziua... mă gândesc că să nu fie târziu și să nu ne încadrăm, dar dacă nu de 1 iunie. De ziua copilului. Da, adică la câteva săptămâni după aceea să... Da, uite, asta e o idee faină. O notați, da? Pe 1 iunie facem flotări, inclusiv online. Am putea să facem o... De unde ești? Din Spania, din Franța? În Italia, da. Pe 1 iunie facem flotări. Putem face o pagină de Facebook pentru... Uite să luăm legătura cu Dan Stănescu, da. Flotări? Da, bună idee. Hai să vă vedem. Da. Deci, 130.000 de lei va costa anul ăsta față de 100.000 anul trecut. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ha? 9 zile.
9 zile durează zilele romanului? Da. Oraș bătrân, domnule. Vor fi, Sofia, anul trecut au fost Sofia Vicoveanca, Elena Ciculete, vă aduc aminte, da? Talisman, Laura, DJ Rhino și Silvia și trupa Spitalul de Urgență. Anul ăsta? Festivități pe care le-ați urmărit live pe Roman 24, fost singurii care am transmis live și ne-ați omorât serverul, frate, cu vizualizări din străinătate. Anul ăsta încă nu știm cine o să cânte, că nu cred că s-au stabilit... Ar trebui să fie mai mult, mai bine, o să mai fie frumos. Și Corin, dacă dar, fiind anele, da, vin și coreenii din cred, uite, orașul împărțit cu Romanul, da. Nu, o să rămână să vedem. Plecările... E de urmărit și haideți să vedem și cu flotările, da? Hai să închidem și ediția de astăzi a retrospective, mai avem 7 minute la dispoziție. Plecări voluntare de la ArcelorMittal Steel. Rămâne să întreb, îți voluntare sau voluntare așa mai... Eu le-aș zice norocoase. Norocoase? Da. Opa. Adică, acum... Cine pleacă acum scapă înainte de... Acum, prima parte, sunt cei care sunt aproape de pensie, un an sau doi. Da. Primesc 180 de milioane de lei vechi. Da. Mai primesc după aceea, mi se pare că pe un an sau doi, în funcție de cât de aproape sunt de vârsta de pensionare. Bun, deci, dar ce se întâmplă asta? O duce ArcelorMittal așa de rău? Da, da. Pe plan mondial? Cum să spun, muncitorii de la ArcelorMittal sunt foarte atenți la bursa petrolului. Așa. Pentru că ei știu că atunci când e cerere mare de petrol și activitatea la ei crește. Au apărut poate o altă concurență, oricum eu am o întrebare de foarte mulți ani. Cum a apărut această fabrică de țevi? În Roman? Aici, da. În Roman. Deci la Galați înțeleg că e lângă calea de acces spre toată lumea, Dunărea. Da. La Hunedoara e aproape de exploatările de cărbune care trebuie la furnale și așa mai departe. Da. Și trântește în mijlocul câmpului. Deci Romanul este, îl vedeam și îl văd în continuare ca un centru comercial, un nod de drumuri. Da. Suceava, Iași și asta, cum să spun, și în momentul în care s-a făcut această fabrică, nu ai tu o autostradă care se ducă spre Galați, spre Constanța? Țin să aduc aminte că fabrica există de 40 de ani și că... Deci mai mult de 40 de ani. Străzi nu există nici acum? Străzi nu există nici acum, dar zic așa, ca dar și e idee, deci din start... Deci nu mi s-a părut a fi ceva viabil. Că era o chestie de aia, de împărțirea forței de muncă și nu știu ce. Și totuși a fost o întreprindere, o fabrică mare, exportatoare, puternică de... Nu contest lucrul ăsta. Chestia e că să vedem. Nimic nu este veșnic. Deci da. Totul se naște, crește, deci, moare. Ce zici de fapt? Că fabrica asta e pe ducă? Cam cred că da. Păi nu știu, ce să mai lucrează? La minorul de 16 soli, nu parcă, dacă mi-aduc eu bine... Ceva de genul ăsta, o să fie oameni specializați, deci o să mai meargă așa, dar cu mai puțini oameni. Nu mai este la nivelul care a fost, am înțeles că la un moment dat au fost 12.000 de angajați, un oraș întreg. Da, fine, acum nu știu dacă munceau toți acolo. Dacă să zicem mâine s-ar închide, sper să nu, dar dacă mâine s-ar închide pe trotul ArcelorMittal-ul, ce ar mai fi ca industrie? Deci ar fi vreo 800 de oameni care ar fi fără loc de muncă. Da. Asta e problema. Că ce mai este, nu este pe specializarea celor de acolo. Deci acei oameni trebuie să urmeze niște cursuri de specializare în alte domenii, de perfecționare, sau să plece din țară. La momentul... Sunt oameni care au lucrat la ArcelorMittal și care acum lucrează prin țările din Orientul Mijlociu. Corect. Arabia și, da. Și așa mai departe. Și au făcut o pregătire sănătoasă, au un background sănătos zis de la ArcelorMittal. Că, da. Pe ce lucrează ei acolo, e clona fabricii din Roma. Corect. Deci nu e ceva diferit și asta. Bun, o să meargă alea de acolo, o să meargă, era timpul să-și facă și ei fabricele lor de țeavă pentru asta, ca să nu mai stea la mâna altora, să zicem așa. Lucrurile se schimbă, chestia e că cei 800 sau 600 sau 400 sau 1000 de oameni câți
Vor rămâne, ar rămâne fără loc de muncă dacă s-ar închide, să zicem, mâine. Mai merge. Deci, dar, clar, nu. Deci dar, nu e de panică încă. Sunt treptate toate măsurile astea luate. Aici vedem și cum să spun, modul cum au fost abordate problemele și de către sindicat, care nu a înțeles în anii 90 ce înseamnă adaptare la economie de piață, pentru că unii oameni s-au angajat în 93-95, da. Unii au, cred că au și știut, foarte puțin, dar cred că au și știut, au prins vreo 2 sau 3 ordonanțe de urgență, deci ieșit cu ordonanță. Da, da, da. Deci am auzit treaba asta. Dom'le, a prins odată, a stat acasă 2 ani de zile, a primit salariu, nu știu ce, omul și-a făcut treburile, a muncit în altă parte, tot absolut. După o perioadă, iarăși s-a angajat la Petrodub, după vreo 3-4 ani, iarăși a plecat după privatizare și acum nu știu dacă e cazul să fie și la ăștia care se apropie de vârsta de pensionare, dar e posibil să fie și... Îmi place finalul materialului și finalul emisiunii va fi și ăsta, un punct de vedere al liderului de sindicat nu a putut fi precizat. Încă. Da, da, acum dar există. Nu știu cât este implicat sau cât cheamă patronatul la discuție sindicatul. Păi e vorba de ieșit. Deci patronatul își face acționare, își fac un plan general, după care știu că trebuie să discute și cu sindicatele să prezinte treaba. Sunt strategii pe termen mediu și lung. Deci sunt sigur că undeva la nivel mare s-a știut cu un an, doi înainte că va urma etapa asta. Bineînțeles. Și acolo se știe, din păcate, în momentul în care se cristalizează ca lumea apare mai departe și e o chestie cu fabrica aia, oricum e o zonă industrială și pot să apară pe zona respectivă, pot să apară alte firme. S-ar putea, da. De la o banală, să zicem, firmă de confecții, până la, da, aia care face gântere din dopuri de țevi. Care, da, aia avut? Dar cum să nu? Toată lumea din România a avut. Haltere de alea, pacă. Gântere de 5 kg, că așa s-au deslice. Da, da. Erau scoase cu acte sau erau furate? Doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru atenția pe care ne-ați oferit-o și astăzi. Ne-ați nu uitați de astăzi. Flotări, da. Nu uitați de candidatul, portretul candidatului ideal. Acolo trebuie să ne mai certăm noi puțin. Nu, dar nu ne certăm. Și de poliție. De poliție. De patrule. Și mai multe camere de supraveghere. Eu am chestia asta. Dom'le, până se bagă chipul. Da. Știi ce spunea Roosevelt, nu? O națiune care își dă libertatea în schimbul securității nu merită niciuna. Da? Da. În momentul în care pui mai multe camere, renunți la niște... Renunți la propria intimitate. Pentru ce? Pentru securitate? Da, stai așa. Pe stradă? Un gard. Pe stradă? Deci eu mă refer așa, pe stradă, cu ce te încurcă? Eu opresc la semafor, parchez unde trebuie, plătesc. Dacă nu plătesc, mă sancționează cei de acolo. Da, nici deci, deci eu n-am treabă cu... Hai să-i punem capăt, că nu ne întindem până poi mâine aici, da? Da. Discutăm săptămâna viitoare despre poliție, poate între timp reușim să... Mai punem niște camere de luat vederi, spune tare. Mulțumim pentru atenție, weekend minunat tuturor. Ah, două chestii, nu uitați că vine 8 martie. Marți. Uai. A doua, luni e teatru. Da, atât, o parte. Da, vreau să zic eu. 19 noiembrie este ziua bărbatului. 19 noiembrie? Nu, așa a semnat președintele Iohannes. Noiembrie, nu mai e 5 mai? 5 mai e din partea băutorilor de bere. Păi, interesează. Cui trebuie ce zice Iohannes? Da, frate, cu berea. Și 19 noiembrie este pusă bine. Când se limpezește tulburelul. Îți zic eu un secret. Ziua bărbatului este în fiecare zi. Da. Pentru cei neînsurați. Pentru cei neînsurați. Vă mulțumim pentru atenție. Încă o dată, toate bune, weekend minunat. La revedere. La revedere.